Haideți, așa cum stăm, să avem un timp de închinare. De închinare pentru familie, pentru că tot avem acest eveniment. Nu cred că puteți să luați loc, ci uite că sunteți obosit. Haideți să luăm toți loc. Probabil unii ați luat la vot și a stat la rând mult. Și am obosit. Spuneam pentru că avem un moment atât de frumos în biserică în care putem să venim să cerem binecuvântare peste copii. Ce este mai frumos decât să aduci copiii înaintea lui Dumnezeu la casa Domnului? Și Dumnezeu să binecuvânteze toți copiii bisericii noastre, toți cei care vor veni și toți copiii din lumea întreagă, pentru că toți suntem creatura lui Dumnezeu. Nu suntem noi mai buni, cu nimic mai bun decât cei care n-au auzit de Dumnezeu. Sunt atâția care n-au auzit. Dar noi avem datoria și Dumnezeu la asta ne-a chemat. Să aducem binecuvântare. Să aducem binecuvântare în familie, să aducem binecuvântare în jurul nostru. Și aș vrea să vă citesc trei versete care oarecum ne îndeamnă la acest lucru. Și ne spune în Psalmul 127, primele trei versete. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, ele dă pâinea ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Amin. Așa spunea Solomon de mult, că fiii sunt o binecuvântare, iar rodul pântecelui este o răsplată de la Domnul. Avem această chemare și această datorie să ne rugăm pentru copiii noștri. Și n-ar vrea să întind foarte mult, fratele Severin spunea să am doar un minut, mi-a dat la dispoziție, am depășit mai mult de un minut, dar mai bine mai puțină vorbă și mai multă rugăciune. Adică să vorbim un minut, să ne rugăm măcar 10 minute. Și Domnul să ne dea mult har în această zi. Și în rugăciune, și în cântare, și în laudă, și în slujire, în toate. Și ceea ce vreau doar să vă spun este că Dumnezeu ne binecuvântează atunci când nici nu ne așteptăm. Spune Solomon în aceste versete că degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați seara târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu trudă. Degeaba alergăm, ne chinuim și mi s-a întâmplat și mie și cred că și dumneavoastră vi s-a întâmplat de multe ori să vă doriți atât de mult să faceți un lucru și depunem atât de mult efort și economisim energie, timp, mult și parcă la sfârșitul zilei n-am făcut nimic. Nu se vede nimic după noi. Iar uneori, când lăsăm lucrurile în mâna lui Dumnezeu, zici că apar ca prin vis, ca printr-o minune. Nu ați vrea ca astăzi să lăsăm toate lucrurile în mâna lui Dumnezeu. El să-i dăm în mâna lui toate planurile noastre. Tot ceea ce avem noi, ce vrem să facem, să aducem înaintea lui Dumnezeu. Iar dacă este după voia Lui, El ne va binecuvânta. Așa cum binecuvântează copiii noștri, așa cum ne binecuvântează pe noi, pe toți, să-L rugăm pe El ca El să-L reverse din harul Lui și din binecuvântarea Lui peste noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și pentru o primă parte a rugăciunii care o avem pentru familii, să aducem înaintea Dumnezeu copiii noștri, să aducem familia noastră pe cei care nu sunt întorși la Dumnezeu, care nu sunt mântuiți, să aducem înaintea lui Dumnezeu și ar vrea ca să ne rugăm cât mai mulți. În cuvinte scurte, în rugăciuni scurte, la obiect, să putem să cuprindem cât mai mult, să mulțumim Domnului pentru ziua aceasta și pentru binecuvântarea care o lasă în fiecare zi în viața noastră. Haideți să mergem într-un timp de rugăciune și să ne rugăm Domnului. Doamne,